Ban, cu cine merită să facă pasul spre echipa mare? Luis Muntean. Singurul? Momentan, da. L-am văzut și pe Iani Stoica. Eroul meciului, deși cred că sunt mai mulți. Iani Stoica, așa cum spune el, vine de la echipă de play-out și a avut o evoluție, într-adevăr, foarte bună ieri, dar e prea puțin totuși. Și aș da un sfat lui Iani Stoica. El a mai trăit lucrurile astea. E foarte ușor să ajungi, să ai momente bune și poți să revii repede jos. Trebuie să fii mai ponderat. Tare mic așa va fi. Pentru că trebuie să ai o linie, o modestie. Iani Stoica, într-adevăr, este un jucător care a promis mereu, a părut că nu poate să facă saltul niciodată, a plecat de la Ucluj, gândiți-vă că a plecat de la Ucluj dând goluri sau având evoluții care cumva tindeau spre că se poate face un jucător important în Liga 1. A plecat la Hermannstadt, joacă meci de meci, este un jucător bun al Ligii 1, plus că este, îl ajută foarte mult și regula standard, dă goluri, doar că, așa cum a spus-o, totuși un jucător de play-out în momentul ăsta. Și este foarte greu să, de exemplu, nu să fiu niciodată de acord, pentru că eu am pățit asta ca jucător. În momentul în care ai un exces din asta de lipsă de modestie, foarte repede îți revii. Și te face viața sau... El trebuie să rămână mai ponderat, pentru că tot timpul a apărut că poate a decăzut. Iar a apărut că poate, iar a decăzut. Acum a fost omul meciului. Este omul momentului. Sau jucătorul meciului. Că când dai două goluri și având lucrurile astea, dar să fie mai modest. Pentru că momentan, în afară de seara de ieri, a făcut foarte puțin pentru discursul ăsta. Pe atunci ce să mai țin de votul de Gabi la vârsta lui? Crezi că îl prinde flama prea repede? Pentru că, așa cum ai spus și tu, el are niște momente în care eu am spus că la vârsta lui cineva îl învață. Să nu uităm cum pleacă de la FCSB, pentru că are așa o răzvrătire, domne, vreau să joc mai mult, pleacă, a existat atunci așa un exact, scândăluț. Despre asta e. După aia la Ucluj la fel, la Ucluj la fel, n-am învățat nimic din asta. Discursul de ieri este... Te-a deranjat ce a spus? Nu m-a deranjat. Cine dă cotele? Nu m-a deranjat, m-am bucurat pentru el că da, dar discursul e prea tupeis pentru cariera lui până acum. Adică, la vârsta lui, mi-aduc aminte, generația, era Gabi, era Mutu, Cătălin Munteanu. Cătălin Munteanu dea goluri pe la Cuboaste atunci, în ce mă aminte, și era mai tânăr ca el. N-ai să vezi, pentru că au ținut o linie. Da. Poate învață. E tânăr încă. Gabi, tu ce spui? În primul rând, cine ar merita să facă pasul în momentul de față? Că mai avem un subiect, un fundaș central care mie îmi place foarte mult și sper să-l avem. Românul, Ardan. Dar zi-mi, cine crezi că merită în momentul de față să facă pasul? Deocamdată eu spun să termine campionatul european. Pentru că ei sunt în vederile staff-ului echipei mari. Cum a spus... stai că am uitat numele. Spune-i tu numele. Dane, spune-i tu numele. Bărbuț. Cum ai spus? Bărbuț. Cum? Bărbuț. Păi bărbuț, nu-i bărbuț. Prea stăteați mă așa concentrat să vă auziți ce vă spun eu. Bărbuț, așa să-i avem o poveste. Păi cum îi spui bărbuț? De unde-i povestea? M-a sunat odată și te-a dat tata lui bărbuț. Cum e bărbuț? Cum e? Bărbuț care era jucătorul tău. Bărbuț care era, da, jucător. Și-am halit-o și-am crezut că e tajis. Și atunci a rămas bărbuț. Da, hai. Prezint pe Răzvan Stancă. Deci bărbuț, da. Bărbuț. Stancă, cum a spus, hai. Lasă-mă că stăteați tu și vă uitați în gura mea ce zic. Tu dacă spui lucruri serios. Interesante, cum să nu stăm în gura ta? Da. Și păi la conferințele puțin. De presă înainte, când veneam... Să râdem puțin. Să râdem păi și să râdem. Suntem în atmosferă. Și mai ales păi, când... Sunt chiar suntem la moment de bucurie. Auzi, și mai ales când e docil așa și concentrat, da. Fac aparează. Nu prea regăsești în postura asta, Vlad. Da. Și mult folclor. Te ascultam să văd cum vorbești, dar ce duxă de carte, ai văzut? Eu, da, dar nu eu credeam. Special te-am lăsat ultimul la să vezi ce spun cei lați. La șpriț nu e așa, crede-mă. Am stat cu el, dar nu e așa la șpriț. Păi dacă stau pas după el, îți dai seama. Dacă pas după el, poți altceva. Vlad Munteanu te căra. La noi în emisiune a spus. Nu, eu niciodată nu. Foarte ok. Nu m-a cărat că sunt mai greu. Ce greu. No, puteți să oferiți un răspuns serios, da, domnule Tamaș, vă rugăm frumos. Luis Munteanu. Singurul? Da, dar cum am spus, și Grameni, uite, îmi place și de Grameni.
Doar că acum nu cred că este momentul să facă pasul. Să mai stea, să termine campionatul european, să-i ajute Dumnezeu să aibă un campionat european cât mai bun. După care, cum am spus, sunt în vederile echipei mari. Și Nea Mircea a venit la ele echipă. M-a zis domnul Stanca că... Da? Domnul Stanca e acasă, la piață. Da, Stanca, da. Și cred că vor face minim doi jucători pasul la echipa mare. Vreau să vorbiți de Ianis. De Ianis, nu? Sau cum îl cheamă? Băiatul ăsta, nu știu. Ianis Stoic. Aha. Ianis de la tineret. Da, mai vorbim? Ce vrei? Spune-te, te rog. Nu am ce să zic. De ce n-ai? Dacă vrei să spui, spune. De ce n-am ce să zic eu, n-am. Te-a deranjat discursul ăsta al lui? Păi și tu la conferințele de presă după meciuri aveai tu pe un verb. Da, n-aveam chiar așa, nu. Aveam și eu tupeu, dar n-aveam chiar așa. Uite, sunt eu apărător, am ascultat ce a spus Dan. Poate era într-un moment în care era... Nu, pentru că aici intervine frustrarea și el a ținut-o în el câțiva ani de zile. Ceea ce a spus și mister, a zis la fel. Că peste tot unde a fost, n-a făcut pasul. Și atunci ziarele încep să zică, sau fel și fel de oameni din fotbal, sau din afara fotbalului, încep să vorbească de anumiti jucători. Probabil a avut o frustrare și are încă o frustrare pe tema asta și acum asta a descătușat. Dar nu este bine. Descătușează după fiecare meci. Dacă tu vrei să iei drumul ăsta, păi fă ceea ce ai făcut la meciul de ieri în fiecare meci. Și descătușează-te pentru că nimeni nu îți mai spune nimic. Dar tu nu poți să ai, acum e cel mai bun, mâine ești cel mai slab. O constanță din asta. Tu dacă ai constanță și crești, atunci respectul meu, poți să zic.